Așa cum spunea și Nicu, e o sărbătoare în familia noastră. Și odată cu nașterea Evei, mi-am dat seama că dragostea de soră se transmite și se multiplică. Și am încercat într-o poezie să descriu lucrurile pe care le-am învățat odată cu nașterea Evei. Când te-ai decis tu, Doamne, să ne arăți că viața e dincolo de toate un dar primit de sus, ne-ai demonstrat cât e de prețioasă când am ținut în brațe un copil. Când ai decis tu, Doamne, să ne arăți iubirea ce o ai și pentru fiul ce-ți risipește mila, ne-ai arătat o mamă ce trudește, încununată cu o dragoste ce zilnic se noiește. Când ai decis tu, Doamne, să ne arăți frumusețea, ai țesut în taină, făcut în chip ciudat, un prunc ce poartă în primat atingerea divinității tale. Când ai decis tu, Doamne, să ne arăți credincioșia ta, nu pe baza meritelor, ci datorită harului, ne-ai trimis-o pe Eva, imaginea perfectă a bunătății tale. Amin.